predicate, am vorbit asta, liniuță, predicate sunt enunțuri care depind de una sau mai multe variabile. Predicatele, enunțuri care depind de una sau mai multe variabile. Acest lucru, repet, l-am pus la punct în prima parte a activității care am început în algebră, și anume pe semestrul întâi. Am vorbit despre predicate. Din propoziții simple, din predicate simple, putem folosi corectori logici și putem ajunge la propoziții compuse sau chiar predicate compuse, da? Una, atunci când rezolvăm următorul predicat, să zicem că este predicatul pe x, care este următorul, 3x plus 1 egal cu 0. Ori de câte ori ridicăm un predicat, este important să indicăm și mulțimea pe care variabila o poate parcurge. Deci mulțimea pe care variabila x o poate parcurge. Aici vom indica pe x aparține, să spunem lui, el. Deci mulțimea pe care variabila o poate parcurge. Când privește rezolvarea ecuației acestea, de fapt, în final, ne interesează mulțimea de adevăr, mulțimea celor x, care, pe care, dacă îi locuim, predicatul să devină o propoziție adevărată. Iar de x egal cu minus 1 pe 3, reprezintă mulțimea de adevăr, să spunem. Mai clar, spune că mulțimea de adevăr sau mulțimea soluțiilor este formată din doar elementul minus 1 pe 3. Da? Minus 1 pe 3 este elementul care, pe care dacă îl locuiesc, și dacă îl locuiesc aici, se întâmplă că aceasta devine o propoziție adevărată. Deci, ori de câte ori rezolvăm ecuații sau inecuații, nu facem altceva decât să aflăm mulțimea de adevăr. Bine, predicatul poate fi dat și în două variante. Dacă predicatul pe de x, y, care să fie așa, y egal cu 7x plus 1 supra 5x plus 3. În clipa de față, fiind un predicat în câte variabile, în două variabile, deci am spus de x și y, trebuie să indicăm repede care este mulțimea de adevăr pentru acești doi. Da? Iar dacă spun că x, aceste două variabile, dacă spunem că x și y aparține lui z, înseamnă că, de fapt, noi ne interesează toate perechi de x și y, pe care dacă le locuim aici, de fiecare dată să obținem un adevăr. Și vă amintiți cum rezolvam așa ceva. Cum rezolvam aici? Dacă Y aparține lui Z, Y aparține lui Z, dacă și numai dacă. Ia să ieși cineva la tablă să vedem cum rezolvăm. Hai să luăm întrebările voastre. Y aparține lui Z, dacă și numai dacă. Da. Aparține lui Z. Și asta dacă și numai dacă. Deci egal la asta. Y. Dacă și numai dacă, 5x plus 3 divide pe 5x plus 3. 5x plus 3 divide pe 5x plus 3. În paranteză. 5x plus 3 divide pe 7x plus 1. 7x plus 1. E o paranteză. Însă 5x plus 3 divide pe 5x plus 3. De desubt acolo. 5x plus 3. Da. De asta două rezultă că? Rezultă că 7x plus 1. Rezultă că? Rezultă că 7. Nu, 5x plus 3. Mai este ca aici. 5x plus 3 divide pe 7x plus 1. 7x plus 1 mulțit cu un număr alfa. Mulțit cu alfa plus 5x plus 3 mulțit beta. Un număr beta. Indiferent de alfa și beta. Oricare ar fi, spun într-o paranteză dreaptă, oricare ar fi alfa și beta. Dar ce am fost alfa și așa din limba, că nici nu da? Oricare ar fi alfa și beta. Și acum dăm valorii lui alfa. Poate să alegem alfa și beta combinată și am vrut să alegem alfa cât? Alfa o alegem minus 5 și da. Beta 7. Da. Alfa egal cu minus 5. Alfa egal cu minus 5 și beta. Nu când alfa.
cândva de valoare, nu știu. Nu cândva. Deci și-a dispus, trei din vide și lovești acum și pe el, nu cândva. Deci eu am vrut să faci, știi cine? Deci, deci 7x, punând că alfa egal cu minus 5 pe, dar e ieșit de bine. 5x plus 3 divide pe 7x plus 1 ori minus 5. Minus 5. Da. În paranteze minus 5 plus... 5x plus 3. Ori? Ori 7. 7. 5x plus 3. Divide pe... Minus 5. Minus 35. Minus 5. Plus 35. Plus 21. Se reduc minus 35. Și 5 plus 3. Divide pe... Divide pe... plus 16. 16, da. Deci, da. 5x plus 3 aparține tuturor divizorilor. Aici o scrie. 5x plus 3 aparține mulțimii divizorilor 16, care sunt plus minus 1. Plus minus 2. Plus minus 3. 16. 5x plus 3 egal cu... 7 minus 1, minus 7 plus 1, minus 4, 6, minus 6, supra minus 5 plus 3, supra minus 2. Egal cu minus 3, egal cu 3. Cu 3. Mai departe. Cu 5x plus 3. Aici de sub. 5x plus 3 egal cu 2. 5x plus 3 egal cu 2. 5x plus 3 egal cu 2 minus 3. 5 este egal cu minus 1, se rezultă că 5 este egal cu minus 1, 5, și nu aparține în 10. Nu e intențiat, da? 3 este egal cu 4. 5 este egal cu 4, minus 3, 5 este egal cu 1. Se rezultă că 5 este egal cu 1, 5, și nu este 0, nu aparține în 10. Altul. 5x plus 3 egal cu... Plus 3. Este egal cu minus 4. 5x este egal cu minus 4. Minus 3. 5x este egal cu minus 7. Minus 4 minus 3. Știi că fac minus 7? Scrie de atâtea ori. X egal cu minus 7 supra 5. Nu aparține în idee. Mai departe. 5x plus 3 egal cu 8.5 este egal cu minus 11. De unde rezultă că x este egal cu minus 11.
Da. Deci 5 x plus 3 egal cu 5 x plus 3 egal cu 16. Deci este egal cu 16. 5 x este egal cu 13. Când vedeți că 3 x este egal cu 13, este egal cu 5. Nu mai facem în ideea. Și 5 x plus 3 egal cu minus 16. 19 de unde nu aparține în viață. Ei, haideți să vedem. Am găsit doar un x și un y adică minus 1 și 3. Deci funcțiunea care vă să notăm n pentru predicatul de mai sus n este egală cu perechile, dar o să punem x-ul. Minus 1 și 3, perechea minus 1 și 3 și respectiv perechea 1, 1. 1, 1. Încă o dată, doar acestea sunt perechile și de care conduc spre, care fac din predicatul de mai sus propoziția adevărată. Doar aceste două perechi. Deci numai pe aceste, dacă ne luăm x-ul cu minus 1 și y cu 3, obținem propoziția adevărată, respectiv 1 și 1, tot propoziția adevărată. Bine, acum, este clar pentru toată lumea, ne-am amintit, că un predicat, ori de când indicăm un predicat, trebuie să precizăm funcția pe care variabile o parcurg. Eu puteam să las aici și x-y-ul, să parcurgă și o altă mulțime. Mai mică, mai am, mai... Iată, am zis x, y din z. Puteam să spun numele naturale. Sau puteam să spun x, y din q. Sau x, y din el. Iată, dacă spuneam din q sau din el, trebuia să pun și condiția aici că x-ul are voie să fie minus 3 pe 5. Pentru că urmăriți că y este exprimat ca o expresie. O expresie în x. Ei, dar ori de când eu, poftim la lucru, ori de când eu am să am exprimate acestea, ori de câte ori am predicate, ori de câte ori avem predicate în care una din variabile se exprimă cu ajutorul celelalte, ori de câte ori am predicate în care una din variabile se exprimă cu ajutorul celelalte, putem să primim un astfel de predicat ca o funcție. Vă rog să rețineți chestia asta. Deci predicatele. Predicatele binare. Predicatele binare. În care o variabilă se exprimă predicatele binare, în care o variabilă se exprimă ca o expresie în cealaltă variabilă, pot fi privite la astfel de predicate, pot fi privite ca funcții. Și iată analogia pe care o fac. Deci, iată predicatul de mai sus, y egal cu 7x plus 1 supra 5x plus 3. Acesta este predicatul pe care l-am dat, nu? Și ca să fie corect exprimat, predicatul P din y, ca să fie corect exprimat, ce trebuie să indic obligatoriu? Să indic conținutul pe care variabile o pot parcurge. Deci am spus că x-ul parcurge pe z, la fel și y tot mulțimea mărilor întregi. Deci am indicat ce mulțime pot parcurge cele două variabile. Păi, n-aș putea spune, nu de y pune n pe x, pentru că expresia asta este de x, de x egal cu 7x plus 1 supra 5x plus 3. Iată cum ajung spre, nu? Spre ce înseamnă noțiunea de funcție. Când am legea, legea de corespondență, că practic, pentru un anumit x, nu? Voi avea y-ul, aș avea să încerci aici. Dădeam lui să mă luare, locuiam aici, lucram, dacă dădeam numele întreg, așa era cum, altfel nu. Alt x, alt y, și să mai departe. De fapt, legea de aici face o corespondență între x și y. La un anumit x am un y, alt x, alt y.
Trăiesc ca și funcție. Și? Și? Cum spune aici? Trebuie să spun, Maria trebuie să parcurg la o mulțime. Și spun atunci, e devenită pe Z, cum am stabilit aici, e devenită pe Z. Deci am, prin o mere de definiție, indic, de fapt, funcția pe care Maria trebuie poate parcurge. E devenită pe Z cu valoare. Cu valoare, nu ne-am numit, dar cu valoare Z. Și aceasta este o funcție, deci fost un predicat exprimat, parcă ar fi o funcție. Iată, dacă eu spun așa, fie funcția, acum, fie funcția este mică pe Z cu valoare în Z, avem expresia f de x egal cu minus 2x plus 1 supra 3x plus 2, de fapt, am spus predicatul de mai sus cu altă exprimare. Care este predicatul? Minus 2x plus 1 supra 3x plus 2. Și ca voi, pentru a descoperi perechea de x și y care să facă treaba asta, x și y, este de fapt un de exponența x și y și cum y trebuie să fie tot din Z, uitați că y ce sau imagine, ce să fie mai întregi. Fiindcă funcția devenită pe Z cu valori în Z, deci y-ii aparțin aici, cu ea înseamnă, din termenul care ne fiind, y-ii aparțin în Z. Ceea ce înseamnă că va avem cu minus 2x plus 1 supra 3x plus 2 aparțin în Z. Dar nici în formă ce trebuie poate este aceea. Ca să fie numărul 3 cu x plus 2 divizorul acelui de sus și toată povestea. Deci, vedeți, există o legătură între ceea ce înseamnă noțiunea de funcție și predicat. Pentru că în funcție se ascunde, ce se ascunde în legea care definește funcția? Se ascunde o legătură între x și y. Legătura între x și y. Și noi în loc de y punem ce? F de x. Și atunci înseamnă că am rețeta, legea de corespondență. Și domeniul de definiție înseamnă, de fapt, precizarea mulțimii pe care varianta o poate parcurge. Precizarea mulțimii pe care varianta o parcurge. De foarte multe ori, mulțimea valorilor rămâne să o găsim ca o pară lege respectivă. Deci, de multe ori, mulțimea valorilor, adică y, nu se indică cu precizie. Nu se indică, repet, precizie, ci urmează să constatăm în nivelul în care era de funcție. Dacă aici am dat un valor în Z, eu am atras atenția că y trebuie să fie neapărat din Z. Și adică, y trebuie să fie neapărat din Z și atunci ce înseamnă, cum am dus spre forma de lucru nou sau tipul de greșit pe care l-ați văzut mai devreme. Dacă aici spun, iată, indic o altă funcție, fie funcția f de x egal cu 7x plus 1, e definită acum pe mulțimea formată din elemente minus 2, 3 cu valori în el. Minus 2, 3, cu valori în el. Ce înțeleg în clipa de față? Că am fixat variabile de x, câte posibilități? Ce valori poate să primească valori? Numai minus 2 și minus 3, atât de tot are libertate, da? Deci nu are voie să primească mai mult decât fi minus 2 și 3. Dacă spun f definită pe, să spunem f1 aici, f2, cu aceeași lege, f2, definită de la minus 2 la 3, cu valori în el, ce înțeleg între toate față? Toate numele la minus 2, la 3. Absolut, toate numele reale între minus 2 și 3. În multe situații, când autorul nu indică, mulțimea pe care variabila o parcurge, e problema noastră, rămâne în sarcina noastră chestiunea asta. De aceea, în exercițiile care le vom face, de fapt, în momentul în care vom avea numai legea, deci legea de corespondență, noi urmăm să stabilim și domeniul de definiție. Deci, să spunem, fie funcția f de x, iată că acum indic numai legea de corespondență, f de x egal cu radical din 3 minus modul din x plus 5, totul supra 4x plus modul din minus 2x plus 7. Aceasta e funcția pe care am indicat-o, deci observați de data asta numai legea de corespondență și rămâne, repet, în sarcina noastră, stabilim mulțimea
definiție, altfel spus, mulțimea maximă pe care variabile X o poate parcurge. Mulțimea maximă pe care variabile o poate parcurge. Iată ce funcție avem aici, la prima vedere. Ce este funcția asta? Este funcție radicală, pe ce stă în sumă? Nu este o funcție radicală, nu se vede. Ce știm despre radicală de ordin par? Deci există numai din ce fel de numere. Deci expresia despre radicală trebuie să fie o număr totdeauna pozitiv. Deci radicală de ordin par există numai dacă expresia care este acolo, cât o fie, cum o fie arătând, să fie ce fel de număr? Număr pozitiv. Toată expresia de acolo. Și după ce calculăm, îi dăm un X o valoare, ce fel de număr obținem? Care Y care apar ca imagine? Ce fel de numere sunt pentru radicală de ordin par? Tot pozitiv. Deci tot pozitiv. Deci dacă avem radicală de ordin par, pretenția radicalului de ordin par este ca expresia toată de sub radical să fie ce fel de număr? Număr pozitiv. Și, încă ceva, după ce obtin de X, ca imagine, Y care apar sunt tot numere pozitive. Deci aș spune că radicalul de ordin par, de ordin 2K, e definit totdeauna, e definit, adică sub radical, trebuie să fie număr pozitiv, pe el plus, da? Cu valori, cu valori cu el plus. Mulțumea valorilor, tot un număr pozitiv este. Haideți să vedem ce e condiții punem aici. Poftim la tabla. Hai repede tu. Da, da. Să vedem ce condiții punem astăzi, dacă alegem partea asta. Ca 4x plus modul din minus 2x plus 7 să fie pozitiv. Care e expresia? Deci 3 minus modul din 2. 3 minus modul din x plus 5 supra supra 4x plus modul din minus 2x plus 7. Așa să fie mai mare sau egal cu 0? Mai mare egal decât 0, sigur că da. Și 4x. Și numitor, sigur. Plus modul de minus 2x plus 7. Mai mare sau egal? Dar de ce să fie mai mare? Diferit de 0. Sigur că la diferit de 0. Astea sunt condiții care am intrus. Hai să vedem cum rezolvăm. Deci asta e situația pe care are sistemul. De fapt, este un predicat. Putem gândi așa, nu? Ca un predicat și ne interesează mulțumesc de adevăr. Un predicat compus din câte predicate? Pe 1 și pe 2. Și avem și între ele. Corect. Hai să vedem primul. Cum rezolvăm? Păi, întâi să rezolvăm modulul. Așa. Vom face tabelul din variația modulului. Tabelul din variația semnului. X. Iată, ca să nu ocup tabelul, am făcut aici tabelul din variația semnului. Să păstrăm. Avem x plus 5. Am făcut. X. Și x plus 5. Da. Și avem când x. Deci x de la minus y la cosec. Nu e pentru ăla. Nu e pentru ce parcă mai multe ori mai trebuie la chestia asta. Plus infinit. Așa, și avem x este x să fie egal cu minus 5. Zetul său este 0 la stânga. La, de la minus plus? Minus? Da, da, da. Așa. Ce înțelegi tu că te aici pui semnul minus? Care este minus? Semnul invers. Bun. Dar ce înțelegi tu? Că de ce pui tu minus? Ce se întâmplă? Asta este. Dacă obții pe X cu niște numere din zona asta, în expresia x plus 5, obține numărul negativ. Ia să vedem, dacă luăm cu minus 7. Nu aici ce faci, minus 7 plus 5. Minus 7 plus 5, minus 2. Deci orice x ai locuit din zona asta, expresia, sau imaginile y care le obținem în dată, pentru x plus 5, sunt numărul negativ. Iar dacă locuiești aici, de dincolo de minus 5, vom obține numărul mai mult. Hai să zicem, minus 2 x plus 7. Minus 2x plus 7, avem 7, minus 2x plus 7, x este egal cu 2
Cu 7-3? 7-2. 7-3, nu ne punem cu 7-2. 7-2, deci minus 5, 7-3. Exact. 0. Plus. A, ce înseamnă că de fapt? Că orice x aflat de la minus infinit la 7-2, o să ne dea cum y. Și mă prim aici, și y ce care apare imagine sunt pe o formă de pozitiv. Și pe o formă și hai să o luăm pe cazul. Cazul 1. Cazul 1 de la minus infinit. Cu x aparține de la? X aparține de la intervalul de la minus infinit la la minus infinit. Așa. Inecuația de limit. Inecuația de limit. Inecuația de limit. 3 minus. 3 minus. Am ajuns la modul x. De la minus x la plus 5 și x este negativ. Nu, x plus 5 este. X plus 5 este negativ. Și atunci x este plus x minus 5. Plus x plus 5. Îi schimbăm semnul între expresii și cu minusul din asta face plus. Că în x plus 5. Plus 5 supra. 4x mai mult. Plus, este plus minus 2x plus 7. Așa. 4x minus 2x plus 7, deci rămâne așa. 7. Mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Echivalent cu 8 plus x. X plus 8. X plus 8 plus 8. Supra 4x cu 2x plus 7. Plus 7. Mai mare egal decât 0. Și acum trebuie să... Ori face și numărător și numitor, arătați-ne o plan din zile, că cel mai indicat ar fi să punem rădăcinile de sus pentru numărător și pentru numitor în ordine. Deci vine minus 8 și pentru minus 7 pe 2, punem pe minus 8 mai întâi. Și pe urmă, minus 7 pe 2. În dreptul lui minus 8 e 0, pentru că e de la numărător și 0 și face doar nu face 0. Iar dacă aici e 0 la numitor, nu are rost să punem 4. Și aici vin de la minus infinit la plus infinit. Da? Și acum dorim să stabilim semnul. Dându-i o valoare de unul din intervale care ne se pare mai comod. De regulă, intervalul înseamnă 0. Dacă dându-i valoarea 0 de aici, și înlocuim pe x cu 0, vine 0 plus 8. 8 supra 7. Deci expresia asta, pe x facem semnul, expresia asta e vorba de x plus 7 supra. X plus 7 supra. 8 supra. Da, dar pe x plus 7. 7. Deci expresia asta, înlocuim pe x egal cu 0, găsim aici o modul găsit. Da. Și atunci toate numerele pe care le înlocuim așa, al lui x, toate valorile lui pe care o prim, în zona asta, în dată de una, ingres pozitiv. Vom obține doar ingres pozitiv. Și dacă asta a fost întâlnit o singură dată care o decină, sau de 3 ori, sau de 5 ori, eu știu din calcul, atunci se o sestită. Nu mai am întâlnit o singură dată, cum obține pe x minus. Hai să ne convingem. Cât de, dați-mi un x între minus 8 și minus 7 de 2. Minus 5. Minus 5. Aici e minus 3 și ceva, dar minus 5. Dacă am primit x cu minus 5, vine minus 5 plus 8. 3. Minus 10 plus 7. Minus 2. Minus 3. Minus 3. 5 pe minus 3, deci nu mai negativ. Și am făcut bine. Da. Și dincolo, iarăși întâlnim o singură dată, va fi cu plus. Nu mai facem semnul numărător, semnul numitor, îl pierdem timp. Iată, mult mai repede putem răspunde. Și acum ne uităm unde este cu plus. Unde este? La minus 8. La minus infinit la minus 8. Deci răspunde, este scurt, dar aici s-a aparține. La parte de intervalul de la minus infinit la minus 8. Revenim. A fost și egal, deci cu posibilitate de egal 0, deci închis. Reunit. Reunit cu... Minus 7 pe 2 deschis. Minus, deci... Minus 7 pe 2 deschis, da? Minus 7 pe 2. La plus infinit.
Da, e corect, minus 7 pe 2 la plus infinit. Și asta ar fi soluția 1. Pentru cazul 1, deci în soluția 1, x aparține aceste funcții, da? Hai să vedem cazul 2 acum. Pentru cazul 2, x aparține, mai repede, x aparține intervalului de la minus 5 la 7 pe 2. Ecuația de 3 de la minus este plus 3 minus x plus 5 minus x minus 5 pe minus din față la scala seama minus x minus 5 supra plus 4x plus deci, minus 2x minus 2x plus 7 minus 2x plus 7 și este mai mare egal cu exact echivalent minus 2 minus x minus 2 supra 2x plus 7 2 așa 7 și acum facem ce mă stă pe jos? Da. Așa. Minus x, minus 2, minus 2. Da, deci o soluție. O minus 2 la mare. Minus 2, 2, 7 pe 2. Minus 7. Ia să vedem în următoare. Deci minus 2 și minus 7 de 2. 7 de 2. Unde punem 0, unde punem bară? Păi 7 de 2. Aici e 0, aici e bară. Da. Așa și 0. Cui face celului minus x minus 2 supra 2x plus 7. Așa. De la minus infinit la minus 7 de 2. Dă-mi o valoare în urmă intervalele acestea, sunt 3 intervale, 1, 2, 3. Eu îl iei în zona asta, din asta care îți place cel mai tare. Dar e o valoare mai potrivit, așa, să mai am greu de exemplu. Păi minus 1. Unde ar fi? Sunt aici. Sau 0, ce mai fi 0. Și vine minus 2 supra la 7. Și minus 2 pe 7 este negativ. Așa, minus. Așa. Și pe partea asta? Aici plus. Da. Și aici minus. Corect. Așa. X aparține intervalului de la minus 7 pe 2 la minus 2. Asta ar fi ce? Soluția 2. 2. Singur soluția 2? Nu, pentru că avem și... Aha, ce mai avem? Ce n-a spus X-ul în cazul 2? Ce n-a spus X-ul în cazul 2? De la minus 5 la 7. Și ce facem? Iar este pentru, pentru inecuația este asta, da? Spui pentru că pe x aparține. X aparține de la minus 7 pe 2. Da. Minus 7 pe 2. Deschis. La minus 2. Așa. Minus 2 tot deschis. Nu, minus și 0. Așa. Oare aici a fost bine? E bine să spui că e soluția asta? Ce am găsit mai devreme, ce este soluția inecuației care am avut o dată trecută? Dar ca să fie soluția pentru cazul de ce ar trebui să fac? Să intersectăm. Să intersectăm cu el. Iată, am spus exact în dreptul ei și nu-i bine soluție aici. Deci ei spune ce e întrebarea, nu-i corect soluție. Deci ce trebuia să luăm? De asta de alt. Să luăm minus infinit, minus 5, ca să vedem. Minus infinit, minus 8. Minus 8 mai întâi. Minus 8. Apoi. Minus 5. Minus 5. Apoi minus 5 din cauza care e aici. Apoi minus 5. Și pe urmă minus 7 pe 2. Plus infinit. Și avem de la minus infinit la minus 8. O dată este intervalul pe care scrie el. Așa. Minus 8 minus infinit. Da. Așa. Și minus 7 pe 2 plus infinit. E, care este zona 1? Unde avem? De la minus
Iată, avea nascut soluție 1. Soluția 1 este X aparține de la minus infinit la minus 8. Minus 8. Deci la minus infinit, la minus 8 este soluție la minus 8, cum este închis. Avea asta e soluția 1. Așa trebuie să facem și noi face, sigur că da. Iată, să luăm pe asta reală, ceea ce am găsit mai devreme. Așa, de la, deci minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2, minus 2. Hai de vedere pe soluțiora. Așa, și minus 5. Minus 5. Și 7 pe 2. 7 pe 2, da. Dar minus 2, aveți minus 2, da? Da. Și avem de la minus 7 pe 2 la minus 2. Așa, o dată. Așa. De la minus 5 la 7 pe 2. Minus 5 la 7 pe 2. Care este soluția 2? De la minus 7 pe 2 la minus 2. Deci punem soluție 2. X aparține de la... Minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2. Cum este la minus 7 pe 2? Deschis. La minus 2 închis. Minus 2 închis. Și cu asta am rezolvat cazul care este. Cazul 2. Hai să vedem cazul 3. X aparține intervalului de la 7 pe 2 la X infinit. Da. La 7 pe 2 la X infinit. În ecuația de linie. 3. În ecuația de linie. Haideți, trebuie toată lumea lucrează. Devine 3. 3. Plus 3 minus x minus 5. 3 minus x minus 5. X minus 5 supra. Așa e negativă. 4x. Minus, plus 2x. Plus 2x. Minus 7. Mai mare egal decât 0. Mai mare sau egal decât 0. Echivalent. Mai repede s-a dus o dată. Echivalent cu 3... Minus, minus x plus 2. Minus x minus 2. Minus 2. Supra 6x. Minus 7. Minus 7. Mai mare sau egal decât 0. Așa. Acum facem... Avem la acela, când ne-am obișnuit, asta e o altă de... X minus infinit. Valorile pe care ai. 2. Deci avem... Minus 2. Minus 2. Minus 2. Și x... 7 pe 6. 6. 7 pe 6. Aici, vară. Da. Aici este minus... 2 supra 6 minus 7. Ai 0. 0. Luăm probleme de la... Luăm 0 de aici. Dar 0 nu e aici. Aici este tot. Așa. Deci minus 2 supra minus 7. Plus. Plus. Așa, minus. Da. Și aici minus. Minus. Și avem pentru inecuație X. Avem interval de la 7 pe 2 la plus 7 pe 2. Da. Și de la minus 2 la 7 pe 6. Minus 2, 7 pe 6. Aveți ceva cu urmă? Nu. Deci, la vasiuni, soluția 3, mulțime bine. Deci, soluție 3, X aparține, mulțime bine. Dar mai ce facem cu cele 3 soluții pe care le-am găsit? La cazul 1, cazul 2, cazul 3, ne zic. Voi spuneți, intersectăm, nu-i bine, spunem reunim. E vorba de faptul că a fost asta soluție și asta soluție și asta soluție. Deci punem la loc. Pentru că, în final, ne interesează, deci, în totalitate, mulțimea pe care
spune el de vină pe. El de om. El de vină pe. Pe ce interval? Minus infinit, minus 8. Minus infinit, minus 8. Închis. Reunit cu? Minus 7 pe 2. Minus 7 pe 2. Minus 2. Și cu valoare, cu valoare închidă. Deci asta este domeniul de definiție a funcției acesteia. Poate uite, variabila x are voie să fie de la minus infinit până la minus 8. Apoi are libertatea să parcurge, deci tot intervalul la minus 7 pe 2 la 2. La 2 la 2. La minus 2. La minus 2. Așa. Cu valoare în el. Dacă x-ul iese din zona asta, dar dacă dăm X o valoare în afară de ceea ce am specificat aici, se întâmplă un mare necaz. Radicalul va trebui să lucreze, sau supraradicalul va fi o valoare negativă. Să ne convingem, dacă luăm cu X valoarea 0. Dacă dăm 0, vine 3 minus 5, în modul vine 5, 5, face minus 2, supra 0, 0, 7. Minus 2 supra 7 este un număr negativ și radicalul nu se descurcă. Radicalul este un număr negativ, dar de ordin par, nu are rost. Nimic la pătrat face un număr negativ. Iată, deci vă spuneam că în sarcina noastră, de fapt, din mântări, ce rămâne? Se stabil domeniul de definiție. Așa că eu vă propun următoarele exerciții. La care voi să stabiliți domeniul de definiție. Da, da. Deci fie funcțiile, spuneți-mi așa, se stabilește domeniul de definiție după, nu, lasă. Se stabilește domeniul de definiție pentru următoare funcții. F de x este egal cu radical din minus 2x plus modul din 7x minus 1, totul supra 3x minus modul din minus 5x plus 4. Deci domeniul de definiție a acestei funcții, alte funcție de x, egal cu arc sinus. Arc sinus din minus 3x plus modul de x plus 4, totul supra 2x minus modul din 5x plus 1. La funcția aceasta, asta două. Deci asta rămâne ca temă și o să mai vedem ce mai găsim în parcurs. Ce funcții folosește la rezolvarea inecuațiilor? Da? Deci, vă rog să vă dați. Semnul unei funcții, semnul unei funcții folosește la rezolvarea inecuațiilor. Da? Hai. Rezolvarea inecuațiilor. Iată, dacă avem de rezolvat din ecuația următoare. 7x plus 1 supra 3x minus 2 mai mare egal decât 0. Deci dacă avem de rezolvat din ecuația, am întâlnit deseori astfel de inecuație, da? Practic, practic. Aceasta înseamnă, de fapt, nu? Înseamnă că ne rămâne să stabilim semnul funcției f de x. Deci, e vorba de funcție de egal cu 7x plus 1 supra 3x minus 2. Aceasta e funcția. Și noi nu facem altceva decât să găsim acei x pentru care funcția, pentru care y-ii care apar în corespondență sunt, iată, mă interesează să fie pozitiv. Eu am să găsesc, am să studiez la un cap la altul și am să constat unde sunt y-ii pozitivi și unde sunt y-ii negativi. Deci, de aceea, atât cât de repede stabilim semnul funcției, cum procedăm? Vom face real, x de la minus infinit la plus infinit. Pentru funcția asta stabilesc zerourile, adică acele care ea este egal cu 0 sau nu există, în cazul nostru minus 1 pe 7 și respectiv 2 pe 3, minus 1 pe 7, da? Minus 1 pe 7, și respectiv 2 pe 3. În minus 1 pe 7, 0, aici este bară, da, că nu există funcția.
Și acum e suficient să dau o valoare dintr-unul din intervalele cele mai comode mie. Iau un X din zona care? Din ce zonă să le iau X? Care este 0? Dacă mi-am X egal cu 0, face minus 1 pe 2, face negativ, deci pe aici e negativ. Dacă vreți să mă conving în partea asta și pozitiv, iau un X din zona asta. Și azi vă stați ce se întâmplă. Un X de aici, 2 pe 3, 1 o să fie. Și dacă vă gândiți că este 1 din 7 și 1 8 supra 3 minus 2, 1 plus. Cum vă știu spunea? Sau bine face, domnul profesor, de X pozitiv și pozitiv plus. La, ca la împărțire, semnul de la împărțire. Așa aici, dacă e bun, dacă e plus, plus, plus. Sau minus, plus, minus, plus, păi, dacă aș făcut semnul numărător pe semnul numitorul și apoi cu semnul, așa cum luam pe bucăți înainte. Dar trebuie niște timp. Eu acum vă indic un drum mai rapid. Deci, am găsit zerul de la numărător, la numitor, și acum, pur și simplu, dau o valoare și văd și dacă obțin un anumit semn acolo, acela ar fi pe tot interval. Toți X-ii din valoarele din zona aceea, vor conduce spre Y cu același semn. La fel, în zona micilor, dar nu se vin, deci vă aia plus. Aici. Pentru că spuneam mai înainte, dacă asta e venit o dată, care de 5 sau de 3 ori sau de 5 ori, deci venit de un număr din parte ori, se alternează aici. Alternează, se schimbă. Iar dacă venit de un număr clar de ori, de 2 ori, de 4 ori, semnul se păstrează, este același semn. Și acum mă uit, iată, el de X, unde e pozitiv? Unde e pozitiv? Unde e ce sunt pozitiv? Pe X și sunt între minus și minus 1 pe 7. Deci răspundem aici. La 7X, 7X plus 1 supra 3X minus 2, mai mare egal de 0, practic și nu mai da, că X și aparține la minus infinit la minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7. Închis, da? Reunit cu 2 pe 3 deschis, plus infinit. Cu asta am rezolvat inecuația. Deci spuneam că semnul funcției ajută la rezolvarea inecuațiilor. Pentru că expresia aceea a cărui semn trebuie să o stabilim, înseamnă expresia, înseamnă o funcție, ei stabilim semnul deoparte și pe urmă citim din tabel cum dorește să fie, cum dorește Y să fie, să fie Y pozitiv sau Y negativ. Vă spun la ta lucru. Hai că vă spuneți neatentă. Când, în timp ce vorbesc, chiar dacă se urmează, ca să-ți vadă exact cum tu faci o lecție. Dacă e ca lui din ecuația următoare, 7X plus 1 supra 3X minus 2, vă rog să fiți foarte atenți în timpul lecției, că altfel vă spun la tablă și vă vreți să le spun în felul ăsta. Fapt X plus 1, 4, X plus 2, mai mic egal de 0. Mai mic egal de 0. Cum rezolvă așa? Ce înseamnă o tablă? Așa, mai faci o lucrură de acolo sau tu vezi că este aceeași expresie? Este aceeași expresie sau nu? Și acum cum procedezi? Păi da, eu v-am făcut semnul și tu ai putea să te uiți pe tabela, dar când erai total neatentă și eu vorbeam fără asta și tu nu mă vorbeai de rog, acum nu știi ce trebuie să faci. Ce semn să mai faci dacă te-ai dat semnul în frumos? Hm? Ia-ți văd. Cum procedezi? Păi, ce expresie are? 7 X plus 1 supra 3 X minus 2, este, da? Și eu mai este undeva pe tabla scris. Mai sus. Și ce am spus eu până la mine? Ori în timpul ăsta? Cum procedează? Ați făcut tablul semnul și acum am de cază. Care cază se rezolvă? La minus infinit la... Dar de ce cază? Două cazuri cu semnul negativ. Deci ne uităm în tabelul de variație unde este el de X-ul mai mic ca 0. Cu mine. Păi, citim din tabel pur și simplu cum vrea să fie. Vrea să fie negativ, ne uităm unde e negativ. Vrea să fie pozitiv, ne uităm unde e pozitiv. Da, pur și simplu să fie atent de altfel te sancționezi. Deci, dar de ce mai e
era, nu știu câteva ori dată pe atenție, pentru că văd, visând, stai de fapt în fără să vă mai trofie aici. Deci ce am spus că îl facem acum? Citim pentru aceeași funcție unde anul este cu minus. Unde anul este cu minus? De la minus 1 pe 7, atât de trei. Deci răspundem în dreptul său că X aparțin, X și aparțin, în zona asta, de la intervalul minus 1 pe 7, la 2 pe 3. La 2 pe 3, deschis, la minus 1 pe 7, este și egalul 0, deci am luat închis la minus 1 pe 7, la 2 pe 3 este deschis. Deci așa rezolvăm din ecuații. Dacă ați avut de rezolvat din ecuația x pătrat, minus 7x plus 3, mai mic decât 0. X pătrat minus 7x plus 3, mai mic ca 0. Ea este, practic, nu? Funcția e de x egal cu x pătrat minus 7x plus 3. Și începem să facem semnul funcției. Rădăcinile sunt aici, x1, hai să le numai foarte repede, 7, nu 3, să spunem, 10. 10. Știți de seama 10? Da. Ca să fie 5 și 2 rădăcini. Facem tabelul de variația semnului. X de la minus infinit la plus infinit. Așa este de funcția el de X. Rădăcine 2 și 5, am spus. În dreptul său 0 și 0, evidențiul este 0, adică imaginele pentru x egal cu 2 și x egal cu 5 sunt care? Imaginea lui 2, imaginea lui 2 este 0 și al 5 este 0. Deci am imaginea. Exact. Au cele două au aceeași imagine. Apropo de asta, este această funcție injectivă? Injectivă. Injectivă, injectivitatea ce? Nu este injectivă. Injectivitatea ce era să nu există două valori distincte cu aceeași imagine. Deci are de spune, F, ca și ca observație, F nu este injectivă. Din ce motiv? Avem X1 egal cu 2 și X2 egal cu 5. Și cele două valori distincte, iată, sunt distincte, au aceeași imagine, pe zero. Suficient motiv ca să spunem că cele două elemente, funcția nu este injectivă. Asta e motivul. Deci nu este injectivă. Și acum, stabilim să pe un interval e suficient. Iată pe ce interval să vorbim aici. 0 are pe aici. 10, plus aici. Am ajuns în dreptul rădăcine, minus. Am ajuns în dreptul rădăcine în singură dată. Plus. Și atunci am stabilit. Cum dorea să fie inefație, să vădreau niște fix? Chi s-a aparține de la 2 la 5 deschis la ambelecare, pentru că inefația a fost strictă. 2-5. Așa am stabilit, nu? Semnul funcției și asta mă ajută să rezolv inefație. Sigur că aici vă amintiți cum am discutat, că între rădăcini se pune semnul contrarului, era nu știu ce, stabilismul e o regulă. Deci, între rădăcinile respective, se pune semnul contrar lui ea. Adică, semnul contrar aici, a fi pozitiv, spune minus. Dar ce să țin minte chestia asta, să fac așa efort? E simplă ideea. Că dacă X o valoare dintr-un interval și vezi ce Y e obținut. Și apoi, toți ieșiți din zona aceea vor conduce spre Y și de același semn. Spre același semn, imaginea va fi de același semn. E cel mai simplu lucru de făcut. Și vedeți, de așa am stabilit semnul. Iar în altă parte citesc ce mă interesează, mai mic, mai mare. Iar o altă funcție. Fie funcția f de x egal cu x pătrat minus 7x plus 10 supra x pătrat minus 3x plus 2. Aceasta e funcția. Vreau să-i stabilesc semnul. X pătrat minus 7x plus 10 supra x pătrat minus 3x plus 2. Deci, de rădăcine se lucră și 5 sus. Deci, 2 și 5, și jos 1 și 2. 1 și 2 din diferite de 2 ori, pun aici, în paranteză, 2. Cam un diferit de 2 ori care răcine. Și acum, voi spune că x vin de la minus infinit la plus infinit. Da, x vin de la minus infinit la plus infinit. Aici spun f de x. Și dacă în dreptul lui 1, care vine de jos, cum pare, în dreptul lui 2,
ieșit de jos din vară, în dreptul lui 5 care vine de la 0. Deci la valoarea de care pornim la amplitud, fiindcă nu există funcția acolo, am pus bară. Și dau o valoare într-o zonă care mi-e cel mai convenabil. Minus se vin la 1, hai să se arată la 0. Și vine 10 pe 2, 10 pe 2, 5. Plus. Plus. Minus. Stop. Am ajuns la 1. De câte ori am întâlnit pe domnul? O singură dată. Și atunci am terminat. Am ajuns la 2. De câte ori am întâlnit pe 2 care de ce nu? Și atunci merge tot un minus. Deci nu mai alternează. Pe ce? De câte ori am întâlnit? O dată. Plus. Iată se o funcție respectivă. Acum am să vreau să văd aici dacă am făcut o treabă bună. Hai să dăm o valoare de aici. 6. 6. 3, 6 minus 7, 6, 4, 12, 10. 3, 6, 4, 6, 4, plus de jos. Jos. 3, 6, plus. Plus pe plus, plus. Ați văzut că am făcut treabă bună. E corect. Deci așa se face zero. De zero unei funcții este o problemă foarte clară de clipa asta. Indiferent, dacă aveți funcția următoare, fie funcție de x, egal cu radical din, să spunem, minus 3x plus 5, totul sunt ca 4x plus 3. Păi fie radical, întâi și întâi trebuie să vedem ce. Da, de ce fel de radical este? Exact. Mai întâi să vedem pentru ce x există. Ar trebui să pun vedere de condiția minus 3x plus 5 supra 4x plus 3 mai mare egal decât 0, cu 4x plus 3 diferit de 0. Și radicalul de ordin par, ca valoare, ca expresie, Ce fel de Y ce obțin când am văzut valoare? Nu mai prostic. Deci nu mă, nici nu mai fac parte de aici. Totdeauna voi citi sigur când voi stabili domeniul acum X de la A. Se vede unde? Că depinde ce X îmi permite, nu? De rezolvare în ecuație. Apropo de chestia asta, care sunt aici? Minus 5. Ar trebui de o parte să rezolv. Sau hai să o fac aici. 5 pe 3 și minus 3 pe 4. 5 pe 3 minus 3 pe 4 este de la numitor, par. Și 5 pe 3 0. Dau X o valoare convenabilă și asta de aici. Și apoi din plus minus plus. Unde X-ul trebuie să fie? De la minus 1 la minus 3 pe 4, răspundem ei, până la 5 pe 3, nu, aici trebuia să spun cum. Am o, așa e minus. Așa. Ce voi spune? Voi spune că X-ul între minus 3 pe 4 și 5 pe 3. Deci voi spune că X aparține de la minus 3 pe 4 deschis la 5 pe 3, 5 pe 3 închis. Asta ar fi domeniul de definiție a funcției. X aparține la minus 3 pe 4, la 5 pe 3, închis. Ei, după ce am stabilit domeniul, acum când voi face imaginile și vreau să fac semnul funcției astea, voi spune asta, da, mișor, nu de reglați libertate în ce zonă? La minus 3 pe 4, voi spune la minus infinita pozitiv. De la minus 3 pe 4, până unde? Până la 5 pe 3. Atât. Doar în zona asta. Aici. Și Y, ce îți voi pune? Ce se voi pune aici, în mod sigur? Nu mai e pozitiv. De ce nu mai e pozitiv? Pentru că Y e toată perioada asta, dacă mă vezi pe X, ca valoare, Y este numai pozitiv. Așa. Deci, am înțeles. Depinde de funcție. La anumite funcții știu că nu e Y cum vor fi. Iar la radicale de ordin par, Y cum vor fi tot timpul? Nu merge pozitiv. Ia să mai vedem în continuare. Am înțeles la semnul funcției că este foarte interesant, foarte important. Semnul funcției este foarte, foarte important în rezolvarea inecuațiilor. Da? Notați-vă o dată. Deci semnul funcției este foarte important
Terapia acestor funcții este foarte importantă în rezolvarea inecuațiilor și a sistemelor de inecuații. Inecuații și sistemul de inecuații. Să notăm acum monotonia, o altă problemă. Monotonia funcției. Monotonia unei funcții. La ce se face referire când pronunț cuvântul monotonia unei funcții? Ia să vedem, că am mai discutat asta. La ce se face referire când vorbesc? Când fac referire, când vorbesc despre monotonia unei funcții. Păi da, am vorbit, dar dacă voi nu sunteți atenți, așa cum a fost colega voastră la ora altea să fiți la atenția, așa sunteți și una la altă ori. Și pe aceea nu rețineți. Ei, am să iau un exemplu. Fie funcție e de x, egal cu 7x plus 1. E de x egal cu 7x plus 1. Și încerc să dau X valori. Să construim un tabel de valori, să vedem. Ei, fiindcă la funcție n-am dat pe legea, domeniul definiției din funcție de gradul 2, care este domeniul definiției? El e definită de Y. Păi, el cu valori, Y cine de când tot numele real. Deci, X-ul vine de la minus infinit la plus infinit. Deci, X-ul de la minus infinit la plus infinit. Și acum, dacă îi dăm însă o valoare, iată, care este imaginea lui zero din funcția el? Aceea dată pe tabă. Care imaginea lui zero? 1 este. De ce are și tu 1? Mă fi fix cu 0. Deci pentru x egal cu 0, y-ul este 1. Imaginea lui minus 1 cât este? Imaginea lui minus 1 este minus 6. Imaginea lui 1, 8. Imaginea lui 2, 15. Imaginea lui 1 pe 2, 7 pe 2, 9 pe 2. 9 pe 2. Ei, vreau să fiți atenți. Câte vreme îi urmărim pe ei și totdeauna dinspre stânga spre dreapta, deci în ordine crescătoare, spuneți-i cum s-au organizat Y-ci în vremea asta. Crescători sau mulțimea Y-celor care apar? Crescători. Crescători este și mulțumesc. Minus 6, 1, 9 pe 2, care s-a numat 8, 15 mai departe. 22. Da? Deci câte vreme X și totdeauna îi urmărim dinspre stânga spre dreapta, ne întrebăm ce se întâmplă cu Y-ul. Vom observa, într-o anumită zonă se organizează crescător, în altă parte de crescător și asta este monotonia funcției. Deci, monotonia funcției face referire la modul în care se organizează Y-ul. Când se organizează crescător sau descrescător. Deci, monotonia face referire la modul, notați, monotonia unei funcții face referire la modul în care se organizează Y-ul câte vreme X și parcurg anumite intervale. Deci modul în care se organizează Y-ul câte vreme X și parcurg anumite intervale. E vorba de organizarea, în paranteză, organizarea Y-ilor crescător sau descrescător. Deci organizarea Y-ilor în ordine crescătoare sau descrescătoare. Când ar fi modul în care se organizează Y-ii câtă vreme și parcurge anumite intervale și anume e vorba de organizarea, cum am spus, în ordine crescătoare sau descrescătoare. Când o funcție ar fi crescătoare? Așa, din ce ați înțeles voi? Atunci când are zi mai mare.
Păi, dar pozitiv și văd nimic că tu. Uite, sunt și valori negative. Mă refer atunci când X-ul are valori negative. Cine să crească? Y. Deci când n-a spus în cuvinte acum, păi dar ce nu sunteți atenți? Deci când a spus că când o funcție este crescătoare, când o funcție este crescătoare? Y se organizează în ordine crescătoare. Da? Deci, dacă în loc de X1 care e mai mic decât X2, atunci, ce să constatăm despre imaginea lui X1? Uitați, am luat pe X1 0 și pe X2 2. Totdeauna pe X1 nu mai mic decât X2. Imaginea lui X1 care este 1 față de imaginea lui 2 care este 15. Cum este pe față de 15? Mai bine. Deci, în loc de imaginea, zic, e de X1, dar asta este imaginea lui X1, e de X1, să fie cum față de X2? Mai mic. Mai mic. Deci, dacă se întâmplă, ca dacă se întâmplă din X1 mai mic ca invers de rezultate, de X1 mai mic decât de X2, oricare ar fi X1 și X2. Deci, indiferent la ce două valori X1 și X2 ne referim din domeniul de ficție. Deci, fie o funcție F, definită pe o mulțime A, cu valori în B. F este crescătoare dacă și numai dacă. Este crescătoare dacă și numai dacă. Oricare ar fi X1 și X2 de o valoare, X1 mai mic decât X2, se rezulte că din X1 mai mic decât X2 se rezulte că de X1 mai mic decât X2, oricare ar fi X1 și X2, ce aparține lui A. Ce aparține lui A. Încă o dată. Deci A, vorbind de o funcție crescătoare, înseamnă că mulțimea ingricilor care apar se aranjează în ordine crescătoare. Iar a vorbit de o funcție descrescătoare înseamnă ce? Mulțimea ingricilor care apar, imagini, se organizează ca în ordine care? Ce vorbim? Descrescătoare. Iată să vă luăm și un exemplu, un alt exemplu. Fie g de x egal cu -7x plus 1. -7x plus 1. Și să facem tabelul de valori. X de la minus infinit, care o e la plus infinit, g de x-ul, și să dăm toate valorile. Hai să zicem, când x-ul e 0, la 0 cât obține? 1. Când x-ul este minus 1, cât obține la minus 1? 8. Când x-ul e minus 2? 5. Când X-ul este 1? Minus 6. Când X-ul e 2? Minus 14. Minus 14 plus 1, minus 3. 5. Și așa mai departe. Cum vi se pare că s-au organizat Y-ul acum? Descrescătoare. Despre valori pozitive, despre valori negative. Da. Deci, de la valori pozitive, nu, oricum, se vede foarte clar că dinspre valori pozitive, spre valori din ce în ce mai mici, negative. Deci, nu mai sunt în sensul același, din X-ul mai mic. Y-ul se așează în ordine descrescătoare. Deci, dacă din X-ul mai mic ca X-2, ce rezultă? Uitați, am luat un X-1, ăsta, minus 2, față de 2. E mai mic minus 1, 2 față de 2. Dar e bine. E de X1 cât este? Mai mare! 15 mai mare! Deci vine, rezultă că e de X1 mai mare decât e de X2. Da? Deci ce se întâmplă la funcție F devine ca cu valori în B? F descrescătoare este descrescătoare. Și dacă îi pun strict aici, înseamnă că e strict descrescătoare. Iar dacă pun și egal, pot să apară descrescătoare. Așadar, pun și egal aici, dar folosesc crescător.
Deci funcția este crescătoare când am și libertatea să fie și egal. Când faci mai mult în anumită zonă. Dar, iată, dacă voi avea strict aici, voi pune strict descrescătoare. Mai pun strict, cuvântul strict, da? Strict, sau strict, crescătoare. Bun. Am vorbit și despre monotonia unei funcții. Vă dau un exemplu, rămâne să-mi stabiliți voi monotonia funcției următoare. Da? Ce pot să spun despre funcția asta? Funcția asta e definită pe el în valorile. Cum este prima funcție? Crescătoare. Deci pe lucrul aceasta putem stabili el crescătoare. Da, crescătoare. Oricare ar fi x real. Deci de la o față la celălalt. De la minus infinit la plus infinit. Dar ce de x aceasta? Este descrescătoare. Chiar strict. Chiar strict descrescătoare. Și cealaltă este tot de strict. Strict. Descrescătoare, oricare ar fi x care aparține la legea. Încă o dată, ce ați înțeles prin monotonia unei funcții? Ce vă este... Asta este. Este o referire la modul în care se aranjează Y. Dacă se aranjează în ordine crescătoare sau descrescătoare. Și asta înseamnă monotonia funcției. Iată să luăm un următor exemplu. Fie funcția e de X. Fie funcția e de X egal cu... E de X egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Haideți să-ți domnim tabelul de valoare pentru această funcție. X de la minus infinit la plus infinit. Am să dau un vârful parabole care este minus B pe care este vârful parabole. Minus B supra 2A. Deci 5 pe 2. Deci îți dau X valoarea 5 pe 2. Și imaginea de 5 pe 2 este minus delta supra 4A. Sau facem F de 5 pe 2 care face F de 5 pe 2 ca să găsim imaginea. Face că 25 pe 4 minus 5 ori 5 pe 2 25 pe 2 plus 6 și face 25 minus 50 plus 24 totul supra 4 și egal cu minus 25 plus 24 minus 4. Deci imaginea e minus 1 pe 4. Deci imaginea lui 5 pe 2 minus 1 pe 4. Hai să întrebăm la valoarea 2. Imaginea lui 2 cât este? 2 este în stânga, da? 3 în dreapta. 4 minus 7. Hai să dăm valoarea 1. 2. Valoarea minus 1. Pentru x egal cu minus 1? 2. Deci cu 1 și cu 5, 6 și cu 6, 2 sunt aici. Să dăm 3. Cât da? 0. E 4. Hai că așa stai pe 2. 2. 5. 6. Vă rog să citiți în tabelă așa cum vi se pare că se întâmplă. Păi dreapta acela sens de la un capăt la altul? Adică ce se întâmplă? Deci pentru... Pe ce zonă e descrescătoare funcția? De la minus infinit până la 5 pe 2 Y și se rășează descrescător. Deci am văzut de așa, din tabelă, că pentru X aparține de la minus infinit la 5 pe 2 închis rezultă F strict descrescătoare, da?
Iar pentru X, pentru X care vin acum de la 15 de ori, la plus infinit, Y, F este cum? Crescător. Crescător. Strict crescător. Strict crescător, da? Funcție strict crescător. Deci ați înțeles ce înseamnă monotonia? Deci este referire la felul în care se organizează X și pe anumit interval. De la minus infinit la 15 de ori. Este descrescătoare, dar ce este strict crescătoare. Să... Hai să trasăm și graficul, ca să interpretăm și graficul, să vedem ce putem trage, ce concluzii putem trage pe cap. Graficul ce înseamnă? Păi le crede cinte, da? X, Y, X, X. Și asta înseamnă graficul fix. Iată, când X-ul este 5 pe 2, 1, 2, 3, 5 pe 2, 2 și jumătate. Deci când X-ul e 5 pe 2, Y este minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Ăsta e lucru. Când X-ul este... Nu, 2 și jumătate, dacă auzi, da? 5 pe 2, 2 și jumătate. 1, 2, 2 și jumătate aici este. Când X-ul este 2, Y este 0. Când X-ul este 1, Y este 2. 1, 2. Când X-ul este 3, Y este 0. Când X-ul e 4, 4, Y-ul este 2. Când X-ul este 0, Y-ul 6. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și când X-ul este 5, Y-ul este 6. Aproximativ așa ar trebui. Vă întreb, ce părere aveți de funcția aceasta, din grafic așa, are ceva în legătură cu exprimarea, deci că pe minus infinit 5 pe 2 funcția este descrescătoare? Uitați-vă, când X-ul vine de la minus infinit până la 5 pe 2, Y-ul vin, uitați, pe primul X de aici, Y-ul 8 e destul de mare. Când X-ul mai în dreapta, Y-ul se micșorează. Deci cei grecii ce fac? Scară de la valori pozitive și tot scară. Când X-ul se apropie la 5 pe 2, când este egal chiar cu 5 pe 2, cât este Y-ul? Cât este imaginea lui 5 pe 2? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Deci câte vreme X-ul vine la 1 și vine până la 5 pe 2, se vede că Y-ul se organizează în ce ordine? Descrescând. Dar când X se leagă la 5 pe 2 încolo, ce uitați-vă, ce fac Y-ii, ce fac? Aici îi vedem pe Y-ii. Când X se ducă încolo, Y-ii imagine sunt 0, minus 1 pe 4, 0, 2, 6, 1. Deci în ordine care, în ordine căsătoare. Deci parcă ramura spune că nu curcă. Dacă s-ar fi dus în jos, ar fi spus că funcția este descrescătoare. Pentru că Y-ii în clipa asta, nu știu ce să vă mai spun acum, dar să vedem, am fost paralel la tot, dar voi nu depuneți efort să înțelegeți? Da. Ce să vă spun. Uitați, iau încă o dată. Pentru X se iau cu 0, cât este la 0? Cât este Y? 6. Asta e mai. Dar pentru X se iau cu 1. Cât este la X se iau cu 1 imagine? Tu vreau să vedeți și de clar, de lucru. X se iau cu 1, nu am reprezentat și aici, nu 2. Deci el a venit Y de la 6, cât a fost și a ajuns până la 2. Când X-ul este 0, cât este Y-ul? Când X-ul este 2, cât este Y-ul? 0. Deci ce se întâmplă? Y-ul ce vin de la valori pozitive și nu asta am spus că noi, ori de câte ori, ne referim la monotonie, practic ne interesează ce se întâmplă cu Y-ul care apar. Se așează în ordine descrescătoare sau în ordine crescătoare. Și se așează în ordine descrescătoare sau în ordine crescătoare. Deci este sugerat ca descrescătoare. Cât ar fi imaginea
funcției, deci imaginea funcției, pentru intervalul in df, pentru intervalul de la 0 la 2. De la 0 la 2. Când x sunt de la 0 la 2. Cât este in df a intervalul 0 la 2? Da, vă rog să fiți atenți, să urmăriți, pentru că nu-mi place cum stați în bancă. Pur și simplu nu vă interesați deloc. Nu vă ascundeți în mulțime, nu vă ascundeți la tabele. Deci cât este in df, adică ce înseamnă y, câtă vreme x și vin de la 0 până la 2, y și unde? De la 2 până la 2. Deci, in df, imaginea prin funcția f a intervalul 0 până, înseamnă că x și au voie între 0 și 2, atât. Y și în perioada asta unică sunt. Câtă vreme x și sunt între 0 și 2. Păi câtă vreme ieșii sunt între 0 și 2, iată aici 0 n-am mai dat, 0 aici este 6, câtă vreme ieșii sunt între 0 și 2, de ce mă ridică să 0 și 6, ca să o deci este 0, 6. 0, 6. Este intervalul 0, 6. Câtă vreme, iată, ieșii a funcției, imaginea funcției, pentru intervalul, pentru intervalul 3, 4. 0, 3, 4 este? 0, 2. Cât este imaginea funcției f pentru imaginea funcției sau în grece? Care sunt în grece între tipul asta? Care e mulțimea grecelor? Deci, de el înseamnă care sunt igrecii. Câtă vreme ieși, vin de la 0 la 15 pe 2. 6, 6, 4, 6. Deci, hai să luăm și mai ieși tot în ordine. Minus 1 pe 4 la 6. Minus 1 pe 4 la 6. Cât este in de el? Când x și sunt între 2 și 3. 0, 0, 0. 0, 0. 0, 0. Păi 0, 0 înseamnă un singur punct. Sigur așa este. Între 2 și 3. 15 și 2. Păi y, câte vreme ieși se mișcă în zona asta de la 2 până la 3, y unde-i vedem în tip asta? 0, 1, 2, 4. 0, 0 este, la 3 este 0. Dacă mergi un pic mai încolo și ajungi până la 15, 2, cât este y-ul? 1, 4. Minus 1, 4. Deci sunt y în tot timpul ăsta. Deci imaginea înseamnă să te duci să vezi x și deci sunt în zona asta și în timp ce x și sunt în zona de la 2 la 3, văd că y și sunt... No, asta e graf, asta e graf. Și y sunt în ce porțiune? La 0 la 1, la minus 1 pe 4. Păi, când a fost până la 15 pe 2, care era imaginea? Când a fost până la 15 pe 2, n-a fost la minus 1 pe 4? Și dacă aveți la... Dacă spuneam la 15 pe 2, la 3, tot 0 la minus 1 pe 4. Deci este o porțiune din grafic care bate aici, minus 1 pe 4, 0, dar și cealaltă tot minus 1 pe 4. Ce important e că capete fac același lucru. Voi ați văzut în capătul vă văd cât? 0. În capătul ăsta vă văd 0 și ați spus 0, 0. Păi e greșit. Deci care e imaginea? 0. Dar cum să spun 0? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4 și 0. Asta este imaginea prin funcția respectivă. Mai insist un pic. Și vă întreba, când o funcție este injectivă? Hai să vă definiți injectivității. Deci, o funcție e definită de a valori impere. Da. Este injectivă, dacă și mai dacă. Când? Dacă mai dacă, e f de x1 egal cu f de x2, reiese x1
spune ca prin soare. Asta e cel mai desat. Ca pe soarea lui din cealaltă cedinție. El devine de acum în vene. Nu injectivă, este, nu este injectivă, dar și mai dacă. La X diferiți, oricare ar fi X-ul diferit de X2, să iese că el de X1 diferit de el de X2. Adică dacă X și sunt diferiți, imaginea să fie diferită. Și noi mai am arătat la logică că P implică Q este același lucru cu non-Q implică non-P. Și aceste două definiții, din punct de vedere al parcării de adevăr, sunt, nu sunt identice. Deci, mai des folosim această definiție. Vă întreb, funcția aceasta, f de x, egal cu x pătrat, minus 5x, plus 6. Deci, f de x egal cu x pătrat, minus 5x, plus 6. El definită pe el, cu valori în el, este injectivă? Este injectivă? Ce părere aveți? Nu. Nu e care 2 și 3. Măcar 2 și 3, da? Deci pentru 2, care imaginea lui 2? 0. Dar al lui 3? 0. Nu este. Dar e o valoare distinctă după aceeași imagine. Și să sunt chiar mai multe. Îți pare că și la 1, la 1 cât am obținut ca imagine? 2. Și la 4? Tot. Sunt destule valori diferite. Sunt destule valori diferite. Ei, cum ne dăm mai seama când este injectivă? Păi uitați, când iau un Y aici, dacă vreți să iau un Y cu de aici, duc paralel la axa aici la. Și dacă îmi dai în două puncte, înseamnă că am doi de aici. Am un X1 aici. Și unul de aia, dar un X2. Deci, pentru Y de aici, pentru Y X-ul ăsta, mă pun, stabilit de mine, cât de aici aveți? X-ul și X-ul. Deci, pentru Y și X-a, rezultă că există X-ul diferit de X-ul. Așa încât, X-ul are ca imagine pe Y și X-ul, tot pe Y. Și atunci funcția spune că nu este injectivă. Da? Funcția nu este injectivă. Deci iată că există și o altă definiție. Aceasta este definiție grafică. Și atunci, când o funcție ar fi injectivă prin definiția grafică? Când în paralel adusă la axa aici, prin Y și prin codomeniu, să nu dai mai mult de unul. Să dai ce mult de unul. Dacă dai de două, înseamnă că două ori este. Ia să dăm definiția asta. El depinde pe A cu valori în B. Este injectivă. Da? Este injectivă dacă orice paralelă la axa X dusă prin punctele codomenului, orice paralelă la axa X dusă prin punctele la axa cui? Paralelă la ce axa nu s-o uitați? La axa X, da? Dusă prin Y și din codomeniu, dusă prin Y și din codomeniu, să taie graficul funcției în cât? Cel mult un punct. Să taie graficul funcției în cel mult un punct. Care e concluzia? Funcția de mai înainte este injectivă? Nu. Nu. Rezultă, funcția mai sus dată nu este injectivă. Nu este injectiv. Dar dacă am să îi spun X-ul așa, vă dați libertatea să veniți X-ul de la minus infinit până la 5 pe 2. Numai până la 5 pe 2. Ce se întâmplă acum până la 5 pe 2? Este injectiv. Mai rabura asta nu există atunci. Și atunci, paralel adusă, taie în două, mai taie în două? Nu. Mai mult. Dar dacă X-ul descut de la 5 pe 2 încolo, toate injectivele, că nu mai rămân neapărat asta. Deci există posibilitatea să gândim restricții injective. Notați. Restricțiile injective sunt
Ieri formulă definită pe... definită pe cine? De la minus infinit până la, până la 15/2. Fuga lor în ea. Astea sunt restricțiile injective. Și F2 definită de la 15/2 la plus infinit cu valoare de F. Ambor sunt restricții injective. Ambor sunt restricții injective. Deci iată că există pentru injectivitate câte variante, câte posibilități, câte definiții aș avea. Aș avea două, nu? Cu cum le-ați văzut acolo, prin capul algebric, nu? Îmi dau seama dacă este injectivă. Și o altă, altă definiție, metodă grafică. Și când o funcție nu este injectivă? Când nu este injectivă? Taie, când găsesc un Y0, când găsesc eu un Y0 pe care tu paralel, stai în două. Atunci nu mai este injectiv. Sau două valori distincte cu aceeași imagine. Cum a fost mai înainte, da? Nu este funcția injectivă. Bun. Dar despre subiectivitate. Vă amintiți când o funcție era subiectivă? Cam vorbim. Când orice Y am întrebat din cotomeniu, fiecare să recunoască, fiecare Y să recunoască că el este imaginea cuiva. Adică să existe un X încât Y respectiv să fie imagine. Deci când este injectivă, când toți Y-ii din codomeniu recunosc sau nu, că sunt imaginea unor X. Adică, iar cum o să spun, el definită de acum, părinte, este surjectivă. Surjectivă. Dar e și mai rar. Orice Y din vede am întrebat din codomeniu, să rezulte că există X-ul din A, așa încât Y de X să fie egal cu Y. Y de X să fie egal cu Y. Întrebarea este, pentru funcția de mai înainte, x egal cu x pătrat, minus 5x plus 6, este subjectivă? El devine pe cine a spus pe el cu valoare de el. Este subjectivă? Adică, el la orice Y, din codomeniu, din data asta codomeniu este el. Y și Y sunt așa, de la minus infinit la plus infinit. Orice Y am luat noi, oare un arbor pentru Y cu ăsta, găsesc un X, dacă duc așa paralela, fai undeva? Total. Dar pe aici dacă duc paralela, fai? Chiar în două. Pentru Y cu respectiv găsesc chiar tot X. Așa că pentru Y și ăștia de la minus infinit până la minus 1 pe 4, ei sunt triști aici, că nu se recunosc ca fiind imaginea unor X. Deci Y și ăștia nu se recunosc. De fapt, când s-a recunoaște? Că în paralela aia e grafă. Cel puțin un punct. Că dacă nota e niciunul, înseamnă că aia nu este funcție subjectivă. Nota F definită grafă și metodă grafică. F definită de A cu valori B este subjectivă când paralela adusă la axa X-ul prin punctele cotomeniu, paie graficul funcției, paralelul se lasă aici sau prin punctele cotomeniu, paie graficul funcției, în cel puțin, în... cum zic, cel puțin sau cel mult? Cel puțin un punct. Cel puțin, că neapărat în ăsta. Cel puțin un punct. Da, o să mai continuăm în următoarea. Dar aveți tema lăsat.